Guys, welcome! Bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să fac un video pe care am promis că o să-l fac în momentul în care am pus pe story acea poză și acele filmulețe în care aveam părul cu foarte mult volum și v-am spus că mi l-am făcut cu niște bigudiuri. Și țin să încep prin a menționa că eu nu sunt expert în ale părului, nu mă pricep cu părul. Aceea a fost prima dată când am încercat și întâmplător sau nu, mi-a ieșit chiar foarte drăguț, nici eu nu mă așteptam. Așa că astăzi o să încerc pentru a doua oară să fac același lucru, pentru a vă arăta și vouă cum am făcut și sperăm că este. M-am spălat deja pe cap, așa că o să încep prin a vă spune ce am folosit să-mi spăl părul, pentru că știu că o să mă întrebați. Nu e mare lucru, am folosit un șampon de la Garnier, o să încerc să pun și poze pe aici pe undeva. Ceva cu miere și propolis. Pentru a doua șamponare am folosit un șampon antireflexe galben. Este un șampon mov de la Lama, pe care l-am cumpărat de la Profi Hair Shop. Și apoi am folosit o mască nutritivă de la Kérastase. And here I am. O să îmi dau prosopul jos, să nu vă speriați de cum arată părul meu. Probabil s-a și uscat un pic, da. Cât timp mi-am făcut eu machiajul cu prosopul în cap. Și o să folosesc câteva produse pentru a îngriji puțin înainte de a începe. În primul rând o să folosesc un spray de protecție termică. Eu l-am pe acesta de la Sias. V-am spus, nu mă pricep, eu l-am luat după cum mi-a recomandat persoana care era acolo. Anyway, îl aplic pe toată lungimea părului, de la rădăcină până pe lungime. Nu știu dacă așa e corect, eu așa fac. În felul ăsta și reumezesc un pic. Și apoi voi aplica o mască, un tratament de fapt de la Kérastase care nu se clătește, acest elixir pentru păr, care are și niște particule ușor strălucitoare. Nu știu dacă se văd vreodată în părul meu, dar mie-mi place. Nu am pus o cantitate foarte mare. O frec un pic între palme. Și apoi o aplic pe lungimea părului, nu o aplic la rădăcină, special pentru că este pentru păr deteriorat, dacă mă înșel, iar părul meu este mai deteriorat pe lungime și implicit la vârfuri. Doar pe vârfuri voi aplica o cantitate mică de Moroccan Oil, masez uleiul în palme. La fel îl aplic nici măcar pe lungimea părului, ci pe vârfuri. Acum voi pieptona părul și voi folosi o perie pe care o am de foarte mult timp și arată așa. În perioada mea am cumpărat o groază de alte perii și nici nu este la fel de bună ca asta. Nici nu știu ce perie este, habar n-am, este o prostie de perie probabil pe care o am de pe vremea când eram mică, dar sincer este cea mai bună perie pe care o am. Mi-am luat inclusiv din aceea scumpă de lemn care este anti-static și anti-whatever și nu se compară. Ca să îmi fac cărarea dreaptă, o să o perii spre față. Și voi peria foarte bine și adânc aici unde aș vrea să-mi fie cărarea. Și acolo unde se desparte părul, va veni cărarea mea. Tada! Destul de easy. Bonus, astăzi voi folosi și un produs pe care l-am de ceva vreme, dar nu am apucat să-l încerc, nu am apucat să-l folosesc, nu știu exact cum se folosește. Dar vom afla împreună astăzi pentru că vreau să folosim împreună pentru prima oară așa ceva. Mi-am ales 3 nuanțe foarte apropiate, nu știu dacă se vadă diferența prea mult, dar avem un hot pink, rose gold și pink pe care o să le aplic pe câteva șuvițe. Scuzați-mă un pic cât citesc instrucțiunile pentru că nu știu cum se folosesc. Avem aici instrucțiunile cu poze, par destul de simplu de urmărit. Teoretic pui o cantitate mică, o aplici pe păr, pe lungimea șuviței, cât de sus vrei, piepten părul și o faci. Ce drăguțe sunt! Îmi plac că nu mai pot!
Sunt super drăguțe nuanțele. Sper să iasă cât mai aproape de cum arată aici. Ok. Trebuie să iau o cantitate mică de produs. Pare destul de intens. Sper să fie ok. Asta este varianta rose gold. Într-adevăr, pe mână chiar arată rose gold. Nu știu dacă vedeți foarte bine. Am luat aici o șuviță. Cred că trebuie să iau o șuviță mai mare un pic pentru cantitatea pe care am luat-o. Și să aplicăm pe șuviță. Și voi repeta procesul pentru câteva șuvițe cu diferite nuanțe. Acum o să încerc și cu pink. Vopseluța aceasta ar trebui să dureze doar până la prima spălare, pentru că folosesc varianta pentru păr blond. Am citit că dacă folosești varianta pentru păr brunet sau șaten pe părul blond, s-ar putea să reziste un pic mai mult de o singură spălare, poate un, două, trei. Dar pentru mine este suficient o spălare. Momentan sunt doar curioasă cum iese. În final încercăm și hot pink. Oh, wow, asta e intens tare. Merg să mă spăl pe mâini. Acum îl voi și pechea un pic. Și o să încep să pun în el bigudiurile. Acestea sunt bigudiurile pe care eu le am. Sunt varianta aceasta mai mare și varianta aceasta mai mică. Ambele le-am luat, pe ambele le-am luat de la Jumbo. Ambele variante au arici, deci părul stă foarte ok în ele. Pe un pachet de 5 bigudiuri mari am dat cam 10 lei și pe un pachet de 6 bigudiuri mici am dat cam 6 lei. Dacă nu mă înșel, adică sunt foarte ieftine. Și eu am părul destul de lung, dacă aveți păr mai mult sau mai lung decât mine, puteți să vă luați un pic mai mult. Eu am luat câte 2 pachete din fiecare, dar nu le folosesc pe toate. Pentru partea din față și aici deasupra, voi folosi bigudiurile acestea mai mari. Voi lua câte o șuviță, nu foarte mare de păr, o voi pieptăna. Și din ce am eu așa în cap, ideea este că ar trebui să meargă partea opusă de față. Adică ar trebui să le rulăm cumva așa, nu așa. O să încep să rulez șuvița de undeva de pe la jumătate, pentru că mi este prea greu să o fac dinspre vârf. Presupun că ar trebui de la vârf în jos, dar îmi este prea greu. Și o rulez spre creștetul capului. Aici. Teoretic ea stă și așa. Înseamnă să folosesc o clamă din aceasta plată. Ca să mă asigur că stă mai bine aici jos. Bun, prima e gata. Să continuăm. Mă omoară efectiv să fac șuvițele astea de la spate. Mă dor brațele atât de tare. Cred că nici dacă aș merge la sală nu mă dor așa mult. Trebuie să stau cu mâinile în sus tot timpul. Și pentru cele mici o să procedez la fel. Voi lua câte o șuviță. O voi peria. Și le voi răsuci. Aici în față la fel le voi pune away from the face. Acum o să-l usuc un pic cu fenul și de-ați trecută țin minte că după ce l-am uscat puțin cu fenul am mai stat cam o oră jumate, poate două, poate, până le-am dat jos. Așa că o să mi-l usuc un pic cu fenul, o să merg să-mi fac un machiaj, să mănânc ceva, nu știu, și apoi mă întorc să le dăm jos împreună. Ok, am trecut cam 2 ore, mi-am refăcut și machiajul să fie mai de seară. M-am jucat și odată cu Jana, m-am jucat și cu Oscar, a trecut destul timp, acum pot să-mi dau jos bigudiurile. Thank you.
Și ultima... Acum trebuie doar să îl feri și folosesc o perie rotundă ca să păstrez cât mai bine vârfurile astea ondulate. Puțin fixativ, îl am pe acesta de la L'Oreal, Infinium, care și miroase foarte, foarte bine. And voila! That's how you get a ton of hair. Sau cel puțin să pară ca și cum ai avea foarte mult păr, pentru că eu nu am atâta păr, dar arată foarte bine. Mi-a plăcut mult mai mult cum a ieșit data trecută, însă este foarte drăguț și de data asta. Nu-mi displace. Gata, mulțumesc mult de tot că te-ai uitat la tutorialul meu și sper să ne vedem cu drag la următorul.